În seara aceasta, pentru mine și soția mea, pregătim o pastă carbonara. Avem aici șunculiță, parmigiano, smântână, unt, ulei, două ouă, sare și piper. Și avem și un mos de usturoi. Aici avem pastele unde trebuie spuse să fiarbă. Revenim. Acum pregătim sosul carbonara. Trebuie să adăugăm cele două ouă, parmezanul cu sare și cu piper și automat după aceea lăsăm pastele să fiarbă. Adăugăm cele două ouă. Parmigiano, 40 de grame. Ajunge atât. Amestecăm foarte bine. Facem sosul. Să-l amestecați foarte bine. Și atâta timp cât sosul îl facem chiar acum, după aceea o să adăugăm sarea și piperul. Amestecăm din nou. Și așa trebuie să arate. Acum începem să punem tigaia, atât cât avem o temperatură medie, automat după aceea punem ulei de măsline. După ce punem uleiul de măsline, o să punem panceta. Perfect. Panceta să fie, să aibă și foarte puțină grăsime. Și automat lăsăm și pastele să fiarbă în apa lor. O lăsăm foarte puțin, în 1 și 20 de secunde, ca să prindă un pic arzătură pe ea. Acum trebuie să zdrobim acest usturoi și pus peste panceta și automat trebuie lăsat atâta timp cât el se îngălbenește, foarte puțin să îngălbenească ca să dea gustul de usturoi direct în gustul pancetei. Va face un miros foarte plăcut și automat imediat o să adăugăm și smântâna și tot ce trebuie. Și o să avem o savoare foarte plăcută aici în tigaie. Acum o să adăugăm foarte puțin apă din sosul pastelor și automat o să punem foarte puțin peste panceta. Are un miros de nedescris aici, ce o să iasă. Imediat o să adăugăm, după 10 secunde, imediat o să adăugăm și cele ouăle cu parmezanul. Și o să iasă imediat sosul care ne dorim. Adăugăm și ouăle. Ouăle sunt gata. Acum o să ne dăm seama imediat sosul care îl dorim.
Adăugăm după aceea și două bucățele de unt. Băgăm și cele două bucățele de unt. Deja are un miros foarte, foarte frumos. O să dăm un focus mai micuț. Imediat ce se topește untul, o să venim cu pastele și o să adăugăm smântâna. Am adăugat pastele, cum se vede. Amestecați foarte bine. Adăugăm foarte puțin ulei de măsline. Doar un ochișor de ulei de măsline acolo. Mai adăugăm foarte puțină sare. O să avem nevoie. Și foarte puțin piper. Și imediat și smântânica. Adăugați cam două linguri jumătate, cam așa. Mai adăugăm parmezan. Să se facă un strat de parmezan pe deasupra pastelor. Atât. Și acum amestecăm bine. Aici avem pentru două porții, pentru două persoane, ceea ce am pus ingrediente și tot, sunt pentru două persoane. Și aceasta este rețeta mea, paste carbonara, gătită acasă, pentru două persoane. La final am pus un pic de basilico și uitați-vă cum arată. Vă doresc poftă bună!